Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Vă doresc anticipat să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. Am să fac o citire intuitivă cu cărțile de oracol, să vedem care sunt energiile zilei. Se și grăbește o întâlnire importantă, o reuniune. Momente de liniște, răspunsuri pozitive la niște dorințe ale voastre. Vă puteți îndeplini dorința. Astăzi pot apărea și contracte. Pot apărea și împăcări. Astăzi se pot întâmpla petreceri, evenimente importante, noutăți, dar puteți afla și de cineva care are probleme de sănătate. Aici pot fi și niște chestiuni care, cum ar fi, te-ai amăgit că îți face bine o anumită, un anumit medicament sau o anumită mâncare, spre exemplu. Pentru că nu ai cerut sfatul unui specialist. Ai zis că e mai bine să te bazezi pe ce știi tu, pe experiența ta, dar poate că cumva constați astăzi că e un risc, a fost un risc sau poți fi într-un risc dacă nu cer părerea unui profesionist într-o situație. Vine o veste, vine o scrisoare, vine o reușită, veți avea o noutate pozitivă, un contract chiar astăzi poate apărea așadar. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, piatra albă, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roșie. Vești de bani. Astăzi așteptați-vă la bani, la câștiguri, așteptați-vă la noutăți pozitive, întâlniri cu o doamnă poate, sau astăzi vă veți pune voi în valoare ca doamnă. Astăzi veți dori voi să fiți în centrul atenției, să vă ocupați mai mult de voi, de dorințele voastre, să țineți poate o dietă, să faceți sport sau să vă cumpărați ceva special pentru un sărbător sau pentru cei dragi vouă. Astăzi cumva vă veți gândi mai mult la voi și la cei dragi vouă. Prima variantă, a doua sau a treia, alegeți varianta care rezonează cu voi și să vedem ce ar putea apărea astăzi ca surprize, ca noutate, dacă dorința se îndeplinește. Varianta numărul 1, piatra albă. Noutățile, așteptați-vă la reușită. Astăzi o zi de petrecere, de eveniment, de invitații, de câștiguri chiar. Deci astăzi chiar veți avea noroc. Noroc neașteptat chiar poate veni astăzi, fie printr-o întâlnire. Să cuceriți pe cineva, să obțineți un cadou, să primiți un cadou, să vi se recunoască meritele, să luați un premiu, să vă împăcați. Astăzi poate luați și vreo decizie, pentru că poate chiar primiți vreo propunere de o întâlnire, de o prietenie, de o căsătorie, de o împăcare, ceva. Astăzi descoperiți un prieten, vă întâlniți cu vreun prieten, astăzi veți avea parte de sinceritatea cuiva sau veți fi mai ambițios să clarificați ceva într-o situație, într-o relație, într-un parteneriat, legat poate și de bani, de muncă, cu persoana dragă. În orice caz, astăzi este o zi reușită. Vă vin vești bune, sunteți deja în așteptarea unor vești, voi așteptați niște vești. Poate chiar de bani, de cadouri, pentru că poate fi și o aniversare astăzi, o sărbătoare, dar pot apărea și alte lucruri. Neașteptate, că acestea sunt mai mult surprize. Deci astăzi să știți că încrederea în voi și ambiția vă fac și să vă împliniți dorințele și această decizie pe care o veți lua, că sunteți, văd, cu multă speranță pentru a vă simți astăzi în pielea voastră mai bine. Astăzi pot fi nu numai 3 ceasuri bune, ci mult mai multe. Toate 24 de ceasuri, 25 din 24, dacă se poate, ar putea fi astăzi foarte, foarte bună. Și să vedem și varianta numărul 2. Și la această variantă pot fi niște vești bune, niște noutăți. Veți avea o reușită. O reușită care poate ține și de sănătate, de credință, de adversitățile cu care vă confruntați. Deci astăzi puteți avea și niște adversități, adversari, să zic așa, persoane, cineva care cumva e ceva neprevăzut, poate are legătură cu drumurile, persoane de la drum sau din cauza situației meteo, să zic așa, că vremea nu vă este favorabilă, dar voi, pentru că sunteți niște persoane pozitive și cu credință și cu încredere, veți învinge aceste dificultăți. Poate duceți și la biserică,
Astăzi să puneți capăt unui conflict, să scăpați din ghinion, să alungați norocul, ghinionul din viața voastră. Văd că puteți avea reușită, realizare, puteți avea succes datorită perseverenței voastre. Astăzi poate fi un succes care vine în urma unui conflict, unui divorț. Deci poate că unele dintre voi ați trecut printr-o greutate și din cauza vreunui divorț, unei despărțiri sau unor persoane care cumva v-au contestat credința, fidelitatea, poate, sau au fost, pot fi persoane mai fanatice, spre exemplu, persoana aici, cel puțin una, sau pot fi aici conflicte de idei. Ați avut de-a face cu niște persoane care vă contestau ideile, să zic așa, mă rog, credința voastră, principiile și valorile voastre, dar astăzi învingeți perseverența voastră, faptul că sunteți o persoană foarte fidelă, pozitivă, cu încredere, cu optimism, învingeți aceste adversități. Posibil și să aflați de cineva care trece printr-o neplăcere, un dușman al vostru. Este foarte posibil că un dușman al vostru să aibă probleme. De aceea învingeți voi, pentru că voi învingeți niște dificultăți, niște adversități care pot veni și printr-un bărbat, chiar cu haină de stat. Poate fi. Deci cineva care poate a fost adversar chiar într-o persoană cu funcție. Acum poate fi și din faptul că exces de zel, spre exemplu, persoane care din exces de zel au devenit dușmani, fără să realizeze că poate nu aveați nicio vină sau, mă rog, nu era cazul să fac astfel de situație. Cumva văd că intră într-o problemă această persoană, că voi vă bucurați. Sau vă bucurați că scăpați de niște probleme care le-ați avut, niște ghinioane, un pericol prin care ați trecut. Deci astăzi puteți și auzi de pericolul care există pe societate sau chiar prin credință. Puteți afla, Doamne ferește, să nu fie într-un lăcaș de cult să se întâmple ceva acolo din cauza vreunei energii negative, unei dișcheceoi. Astăzi e marți și în ziua de marți câteodată are bâzdâca și joia. Să zic așa, dar ca și vinerea, nu numai, fiecare zi are, să zic așa, câte un moment mai critic și țină de propria ambiție, de propria voință, de propria stare de spirit. Și văd că starea voastră de spirit este pozitivă, chiar norocoasă voi sunteți, voi vedeți partea plină a paharului, chiar și într-o furtună, chiar și într-un necaz. Nu vă pierdeți credința în ciuda, e ca atunci când ieși pe o mare furtună și nu-ți pierzi credința că vei reuși să învingi furtuna și să ieși bine cu bine și că vine și soarele și pentru că ai și credință, pentru că ai și experiență, ai busolă și te folosești de orice oportunitate, să zic așa, sau te agăți de orice sau folosești orice ai la îndemână ca să învingi această adversitate, furtună. Cam asta din ce văd la această variantă. Și să vedem și varianta numărul 3. La această variantă, într-adevăr, sănătatea poate fi o problemă, dar văd că și aici o depășiți. Speranța și la voi. Deci este o zi în care este despre speranță. Cu cât ai mai multă speranță, cu atât ai mai multă reușită. Văd aici că puteți primi daruri, cadouri, puteți primi un ajutor, o iertare, puteți avea o împăcare. Voi sperați, poate, să primiți veștea la persoana iubită, să vă întâlniți cu ea, vă găsiți un job, să fiți răsplătite pentru munca voastră, să fiți înțelese, ajutate. Și văd că poate fi aici o iertare, o împăcare, un ajutor, un sprijin, un dar. Așteptările voastre pot fi încununate cu succes și dacă voi gândiți mai pozitiv, voi sunteți, văd că în așteptarea unui drum, poate că vă gândiți să plecați undeva, poate vă simțiți obosite, vă veți odihni mai mult, poate chiar, posibil și să aflați de cineva care are probleme de sănătate și are nevoie de ajutor, de sprijin, are nevoie de înțelegere. Și o să-i acordați poate sprijinul, înțelegerea, sau poate că voi veți cere sprijin, ajutor, pentru că aveți nevoie, fie la servici, fie acasă, fie în alte chestiuni. Speranța văd că se poate îndeplini cu succes, mai ales și dacă sunteți o persoană care gândiți mai pozitiv și vă dați curaj și singure, dacă în jurul vostru nu sunt situațiile care să vă dea curaj, văd că vă veți ocupa poate de treburile voastre, ale casei sau de hobby-urile și pasiunile voastre care vă dau
încredere și care vă aduc totuși și bani, câștiguri, deci speranțele voastre pot fi împlinite dacă aveți și această gândire pozitivă și dacă poate vă ocupați mai serios de treburile care le aveți de făcut, cum ar veni, vă dați de lucru, vă faceți de lucru, găsiți ceva de lucru, ca să vă uitați, ca să vă puteți curăța această energie a neliniștii, că vă văd așa într-o neliniște, teamă, aveți niște temeri, că e de vreme, că e de o persoană că vine, că nu vine, sau că rezolvați o problemă sau nu, dar până la urmă găsiți resursa în voi să vă dați curaj și să vă ocupați timpul și să vă consumați energia în ceva care să vă dea satisfacție, care să vă facă să gândiți mai pozitiv, ca să vă... și vă vor veni și idei, cu siguranță văd că vă vin poate și cadouri chiar, nu știu, sfaturi prețioase, ceva găsiți voi care să vă ridice această stare de spirit și să aveți mai multă încredere în voi. Cam asta din ce văd și la a treia variantă, surpriză așadar. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.